spiritismului în amăgire. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 1 Ioan 4:1. Mulți vor fi prinși în capcană prin faptul că vor crede că spiritismul este doar o contrafacere omenească. Când vor fi puși față în față cu manifestări pe care nu pot decât să le admită ca fiind supranaturale, ei vor fi înșelați și determinați să le accepte ca fiind puterea lui Dumnezeu. Pe măsură ce învățăturile spiritismului sunt primite de biserici, restricțiile impuse inimii firești sunt îndepărtate, iar pretinsa religie va deveni o manta ce va ascunde nelegiuirile cele mai josnice. Credința în manifestări spiritiste deschide ușa pentru duhuri înșelătoare și pentru învățăturile demonilor. În felul acesta, influența îngerilor răi se va face simțită în biserici. Pastorii populari nu pot să facă față cu succes spiritismului. Ei nu au cu ce să-și protejeze turmele de influența lui vătămătoare. Multe din rezultatele triste ale spiritismului vor fi puse pe seama pastorilor acestui timp, deoarece ei au călcat în picioare adevărul și în locul lui au preferat fabule. Satana s-a pregătit multă vreme pentru efortul lui final de a înșela lumea. Temelia acestei lucrări a fost pusă prin asigurarea dată Evei în Eden. Hotărât că nu veți muri. În ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Puțin câte puțin, prin dezvoltarea spiritismului, el a pregătit calea pentru capodopera lui în amăgire. El nu și-a atins pe deplin scopurile, dar și le va atinge în ultima parte de timp care a mai rămas. Profetul spune: am văzut 3 duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Lumea întreagă va fi prinsă în mrejile acestei înșelătorii, cu excepția celor care sunt păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credința în cuvântul lui. Oamenii adorm repede, într-o siguranță fatală, ca să fie treziți numai de revărsarea mâniei lui Dumnezeu.